Salut, dragi Cristi de la Libertate în IT. Aici suntem alături de Miron Vitalie. El e senior React developer și locuiește în Republica Moldova, adică e din Republica Moldova și e proaspăt freelancer. Și astăzi vrem să aflăm experiența ta, Vitalie, cu programul Libertate în IT și cum ai făcut trecerea spre freelancing. Și hai să începem cu experiența ta tehnică. De cât timp ești în domeniu, de cât timp ai lucrat pe frontend, pe React? Salut! Sunt de 5 ani în domeniu și am început de la ceea că vreau să fac un joc cu prietenii mei, să jucăm ceva și atunci aveam 16 ani, am luat un server din open source, un client și am schimbat eu ceva cod pe acolo, am făcut un joc, l-am lansat, eram mega fericit. Bun, și după asta au venit alte probleme, aplicația care am făcut-o eu a fost hackuită și trebuia să înțeleg de ce, cum. Bun. Și totodată trebuia să fac ceva reclamă, pentru că vreau mai mulți utilizatori să joace cu mine, să cresc cumva ceea ce am făcut. Și atunci am intrat în tehnologia web și am început să fac site pentru jocul meu, pentru a-l prezenta utilizatorilor. Bun, și cam așa a fost intrarea mea în web technologies. Deci, practic, tu ai început cu un joc, adică a fost pasiunea asta, să faci ceva fain pe care să-l postească și altă lume și să o transformat după aceea în programare, cumva, a intrat într-o zonă complet diferită. Super tare! Da. Bun. Okay. Și mai apoi, cum a evoluat lucrurile? Am început să simți că ceva nu cunosc, îmi lipsea o oarecare bază a lucrurilor. Scriam cod, tot lucra frumos, dar pentru în mintea mea tot era încă magie. Și am mers la o academie care era deschisă în orașul Chișinău, unde am învățat limbajul C de programare. Și acolo, da, multe lucruri au devenit mult mai clare pentru în mintea mea, s-au aranjat. Bun. Și acolo m-am manifestat cumva diferit față de colegii mei și am fost practic primul care a fost angajat de către o companie parteneră la Academie aceea. Și acolo primele proiecte au fost destul de ușoare, după care a venit unul complex, unde mi s-a început cu tehnologii, gen aplicații care o să primească payment gateway. Și pentru mine asta era ceva foarte nou. Eu nu mai făcusem încă plăți online sau integrări cu benchile. Da. Dar partea bună era că deja experiența care o aveam înainte de când făceam jocuri m-a ajutat mult la ceea că am început lucru în companie. E bine, și deja lucrurile au evoluat doar prin perseverență și lucru. Workday-ul meu era 12 ore plus, probabil că la mulți alți programatori și am ajuns într-un moment în care am vrut să cresc și mai tare, de asta am schimbat companie și am plecat în alta, unde am format o echipă foarte superbă, o echipă de profesionali. Asta, de fapt, era și ultima companie din care am plecat acum și am trecut în freelancing. Ei erau foarte super și la ei am început să lucrăm cu React, cu tehnologii super noi, dar bun, a ajuns momentul ăsta când vedeam, eram abonat la canalul lui Cristi, vedeam ce plăți sunt în freelancing, comparam cu veniturile mele și m-am gândit că pot și eu să fac mai mult. Am ceva vise, probabil fiecare programator are un proiect care șede undeva într-o parte și spune că o să vii ziua cândva în viitor și o să-l fac. Bun, și proiectul acela este și la mine, dar am realizat că așteptând și neschimbând locul sau neschimbând lucrurile care le faci, modul în care le faci, proiectul acela așa niciodată nu o să vadă viață. Așa că era timpul de făcut un pas spre schimbare. Pasul acesta spre schimbare a fost foarte interesant, pentru că vedeam recenziile de la Libertate în IT care le postați voi. Și bun, toate testimonialele despre voi sunt bune, toate recenziile sunt foarte bune. Și asta arată, pentru mine arată straniu, nu? Cum oamenii ăștia pot fi într-atât de ideali? Bun, lucrurile păreau prea perfecte pentru a fi adevărat, știi? Și am scris și eu pe Google, Libertate în IT recenzii,
Bun, am găsit buni, buni, buni și op, am dat și de un site unde erau și recenzii rele. Erau recenzii rele nu din motivul că oamenii au participat în programul ăsta. Ei doar se dădeau, spuneau opinia lor că probabil voi amăgiți clienții, că nu poate să fie așa ceva corect. Și, de fapt, oamenii care niciodată nu au participat în asta, dar spuneau părere. Bun, și am decis pentru mine că dacă eu nu particip, dacă nu îmi asum o responsabilitate de a face, poate și o să fie greșit, dar poate nu. Și eu o să regret dacă nu o să intru în acest program. Și am intrat în program, a fost, nu pot să spun că a fost foarte ușor programul, dar a fost câteva challenge-uri de mindset, de cum te uiți la lumea asta a freelancing-ului și cum îl faci corect. Bun. Pentru mine, înainte de program, când auzeam freelancing, pentru că eu am făcut înainte de asta, am făcut freelancing, și când auzeam freelancing, îmi închipuiam ceva de genul proiecte de scurtă durată, plăți așa și așa și responsabilități mici. Bun, dar eu sunt un om care lucrez în echipă, îmi place responsabilitatea, îmi place ca produsul la care lucrez să aibă impact în societate, să pot să mă laud și eu că am lucrat la produsul X și a ieșit foarte bine. Ceea ce am obținut în rezultatul programului este, am semnat un contract foarte avantajos pentru mine. Eu sunt fericit că am nimerit în acea echipă unde lucrez acum. Mi-am triplat și încă leacă venitul, 35 practic. Da. Și lucrăm, facem lucru tot acela care l-am făcut și înainte de asta, doar că este plătit altfel și prețuit altfel, probabil. Și ce-s curios, Vitalei, tu ai mai avut și alte oferte sau alte discuții, corect, cu alți potențiali clienți. Practic, rata pe care ai obținut-o acum, puteai să obții și un alt proiect, doar că ai vrut să fii în proiectul ăsta. Adică ai ales cumva proiectul ăsta, că ți-a plăcut echipa și... Am avut o rată cu aproximativ 15 euro mai mare pe oră decât cea care am ales-o. Da. Dar am ales o rată mai mică pentru că am simțit ceva comun cu echipa care lucrez. Am simțit că este un proiect unde pot să intru și să fac schimbare, pot să-l fac mai bine și... Asta cumva o să-mi îmbunătățească și skill-urile mele. Da. Tu n-ai făcut facultate în domeniu, corect? O fac încă. O faci. Ok. Câți ani ai acum? Am 22. 22 de ani. Super tare. Și ai început de la 16 ani, aproape. Îți dai seama. E foarte tare. Și menționai ceva de un proiect. Lucrai la un proiect și eu am puțin context, dar... Vreau să intrăm puțin în zona asta, despre ce proiect e vorba și care a fost motivația ta, practic, pentru freelancing. Este vorba despre un proiect care, de fapt, ar optimiza cum merg lucrurile în dezvoltarea web. Pentru că în ultimii ani au apărut foarte multe tehnologii. Este Angular, este Vue.js, este React și o grămadă de boilerplate-uri. Și programatorii, practic, de fiecare dată când începem o aplicație, noi scriem aceleași lucruri care... Sunt de mult inventate, de mult făcute și noi n-ar trebui să pierdem timp pentru asemenea lucruri. Bun, ceea ce vreau să fac este un tool care ar automatiza practic tot startul unui proiect. De putea să faci designul aplicației cum printr-o interfață și el ar genera tot codul care ai nevoie inițial. Practic, să primești ceva mai avansat decât un boilerplate. Pentru că să nu mai scrii tot codul cel de care deja a fost scris de altcineva. Noi trebuie să lucrăm la lucruri noi și lucruri mult mai avansate pentru ca să evoluăm. Există ceva de genul? Da, există. Există ceva de genul. Este un startup și ei anul acesta au primit finanțare, cresc rapid și... Da, știu că motivația asta de a face freelancing era și ideea pentru tine de a avea mai mult timp în viața ta personală și mai specific în familia ta, să ai grijă și de oameni din care fac parte din familia ta. Și asta pe mine m-a impresionat când am avut discuția inițială și să văd ceea ce vrei tu de fapt să oferi mai departe celor din jurul tău. Da, da, eu absolut vreau să îmbunătățesc și ce că în ultimii ani eu am lucrat foarte mult overtime
și nu aveam timp să petrec cu familia. Și asta, pe de o parte, este bine că am acumulat foarte multă experiență și, pe de o parte, este rău că timpul nu-l mai întoarce înapoi. Și, desigur, trebuie să dedicăm timp celor dragi și să petrecem cât mai mult timp cu ei, să dedicăm ceva. Ce am observat, Vitalie, legat de Republica Moldova, acum așa în contextul global, e că cumva nici România nu duce foarte bine, dar la voi în Republica Moldova un pic e situația și mai nasală decât în România. Și, practic, foarte mulți programatori cu care vorbesc de acolo, că mai am din când în când call-uri cu programatori din Republică, cumva câștigă foarte puțin față de români, chiar și în domeniul IT. Adică firmele din Republică plătesc mult mai puțin decât firmele din România. Un programator care e angajat, să zicem, în zona respectivă. Și faptul că tu acum ai reușit să faci freelancing și știi să faci asta corect, adică să te conectezi la piața globală de acolo, mi se pare că efectiv pentru tine îți deschide o tonă de oportunități. Adică și în România îți deschide foarte multe oportunități ca programator, dar dacă ești într-o țară cum e Republica și efectiv o să poți să câștigi cum câștigi în piața globală, mi se pare genial. Adică, nu știu. Da, e super. Mai ales că noi în Republica Moldova avem un parc IT care îți oferă șansa că pe SRL lucrezi cu 7% impozit din venit. Adică aici intră absolut tot, inclusiv și asigurarea medicală și alte chestii. Și practic, compania cu care am semnat contract a fost de acord să lucreze cu SRL-ul meu de aici și sunt foarte mulțumit de asta, pentru că Da. bun. În România, tot la SRL-uri, tot este un impozit puțin mai mare, foarte puțin, dar fiind SRL-ul în Republica Moldova și eu, dacă sunt de aici, am mai multă flexibilitate de a rezolva toate problemele de ordin juridic când apar. Le-ai spus alor tăi de noua etapă în carieră? S-au bucurat? Sau cum au primit Da, vestea? da, da. Da, s-au bucurat și totodată sunt un pic îngrijorați pentru De ce? da, părinții mei încă nu s-au deprins cu etapa mea nouă în carieră. Ce ți-au zis? De ce s-au îngrijorat? Păi, ei se gândeau că ești angajat acolo, ești sigur un salariu care vine și indiferent că este proiect, nu este proiect, ai contract unde ai un salariu lunar fix stabilit. Aici, în freelancing, ei credeau că lucrurile stau un pic altfel. Dar, de fapt, când îți asumi responsabilități și ești gata să ajuți clienții, practic, eviți toate aceste riscuri. Nu mai sunt actuale. Vreau să mă întorc acum puțin la ideea de la începutul videoului în care spuneai că te uitai peste testimoniale noastre și libertatea în IT părea too good to be true. Care e impresia ta acum? Care e părerea ta după ce ai parcurs procesul ăsta? A fost un proces foarte plăcut. A fost un proces unde eu am înțeles adevărata valoare când ai un mentor alături și te ajută. Mi-a plăcut faptul că de fiecare dată când am avut o temă unde greșeam foarte des și tu mi-ai dat feedback constant, adică de multe ori, practic, chiar dacă greșeam în același loc, mi-ai dat feedback constant și mi-ai spus că aici e greșit, aici e greșit. Până nu am... Adică n-ai spus că a greșit geamul de 3 ore, a trimis geamul a 4-a oară și hai să-l trecem cumva. Până nu am corectat tot și nu am înțeles cum se face, nu am mers mai departe și asta mi-a plăcut foarte mult. Super. Care crezi că a fost cel mai mare avantaj în colaborarea din Libertatea IT sau pe care l-ai perceput tu ca cel mai mare avantaj? A fost viteza cu care am putut să intru în acest domeniu. Știți, nu este o rețetă magică sau ceva inventat de libertate în IT, cum să intri în freelancing. Oricine poate să ajungă la aceasta și singur. Dar faptul că i-ar lua un an, doi sau poate și mai mult, asta e 100%. Și să ai un mentor care te ghidează și îți spune că este greșit ceea ce faci sau așa e corect, e foarte bine. Te ajută și te motivează mai cum. Plus la asta, în libertate în IT, datorită colorilor care le faceți înainte de a accepta o persoană, s-a primit așa că aveți o comunitate sau avem o comunitate de oameni foarte pozitivi, cu o minte deschisă, care este plăcut să discuți și toți se ajută unul pe altul când este nevoie de ceva. Dar mie, ce mi se pare fascinant la tine, că tu cumva ai trecut peste toate fricile sau, nu știu, neîncredere pe care le-ai avut și ai intrat în program. Și-s curios ce te-a determinat să faci asta sau de ce ai crezut că, bă, uite, eu o să pot mai mult.
nu știu, ai citit anumite cărți, ai vorbit cu anumiți oameni înainte, sau cum ai ajuns la nivelul ăsta de mindset încât să zici că bă, am nevoie de ajutor, vreau mai mult de la viață, știu că pot mai mult în domeniul programării? Deci am început să citesc cărți. Ok. Și deseori în cărți era spus că puterea unui mentor poate să rezolve multe în viața ta sau când nu știi ce să faci, poți să te adresezi unui mentor care o să te ajute. Plus știam de programul vostru și știam că eu vreau mai mult și pot. E vreo carte favorită pe care ai citit-o înainte de program? Pe care vrea să o recomand cumva? Da, este Magia dimineții. Practic, mă trezesc dimineața cu alte dispoziții. Cine e autorul la cartea asta? Nu știu, nu țin minte autora. Ok. Vitalie, tu cam cum îți vezi viața de acum încolo? Adică acum ești la facultate, știi cum să faci freelancing în mod corect și când nici n-ai terminat facultatea, dar ai ceva în domeniu, că ai început de vreme. Cum te vezi în următorii ani? Vreau să continui să lucrez asupra mea, să-mi îmbunătățesc skill-urile care le am. Sunt încrezut că este unde de dezvoltat și în același timp vreau să construiesc o echipă aici, în Republica Moldova, cu care o să putem lucra la mai multe proiecte și să ajutăm mai mulți oameni. Pentru că, știi, în Republica Moldova sunt foarte mulți oameni pasionați, sunt oameni deștepți, dar care nu au idee de prețurile pe piața globală, dar sunt încrezut că ei pot să aducă un impact. Și sper că eu o să pot să-i ajut pe ei să aducă un impact în ceea ce fac și totodată să avem un venit, să putem să ne remarcăm prin ceva. Cu siguranță sunt niște oameni geniali acolo și am foarte mult prieteni în Republica Moldova. Și sper să fac o vizită cât mai curând la Chișinău acolo, să ne vedem poate și față în față, pentru că n-am ajuns încă peste Prut și chiar îmi doresc să fac și asta. Ești binevenit. Mai ales că acum au scăzut un pic rata la COVID. Cristi a avut COVID, e ok? Bun, super, super. Adică îmi place foarte mult că vrei să dai înapoi în comunitate. Adică faptul că tu ai început să crești și vezi un progres în viața ta, cumva ești determinat să ajungi pe alții să crească și să facă progres. Vitalie, eu pot să, adică noi îți urăm un spor în continuare și la cât mai multe proiecte, cât mai multă valoare pe care aducem piața de IT și bun venit în freelancing! Da, absolut. Și vă mult succes, vă doresc. Bun. Este un proiect absolut minunat care ceea ce faceți și sunteți bravo! Dacă vrei să faci freelancing, oriunde ai fi, orică ești în Republica Moldova, orică ești în România și ai peste 3 ani de experiență în domeniul IT, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră. Eu sunt Raul și este de la libertateinit.ro. Salut!